Recunosc în direct, am făcut una, nu. O pavlova, nu. Cu mâinile mele, bezeaua era moale, am pus prea multe fructe de pădure, evident, nu știam că dacă pui prea multe fructe de pădure congelate cu multă apă, în fine, dar și era cam pentru 10 persoane, era o pavlova imensă. Singur ai făcut această singur, prăjită? Singur, și am mâncat-o tot singur, pe toată, în două zile. Dă-mi voie să nu vrei să știi cum arăta a doua zi acea pavlova. Era pavlova peste tot. Da. Pe toată să masa. Ce poftă o să ni se facă acum. Da. Suntem practic obligați să vedem toate deserturile pe care colega noastră, dragă Andreea Gherasim, le-a pregătit, cu ajutor desigur că ci s-a dus să învețe ce înseamnă dulciurile de primăvară și să ne arate și nouă pe urmă materialul, vă rog. De pup, Alina! Hei! Bine ai venit! Vreau să-ți spun atât. Săptămâna trecută am învățat să fac mucenici. Anul ăsta mi-am propus să învăț să fac de toate, așa că am venit la tine să mă înveți să fac deserturi bune. Ai, ce drăguț, îți mulțumesc că ai venit la mine, dar pentru început o să ai nevoie de un șorțuleț. O să te murdărești. Facem schimbare. Păi uite, eu acum pregăteam niște coșulețe cu vanilie și tocmai preparam crema de vanilie. Și aici am pus baza de vanilie pe care o pregătim noi înainte, pe care am răcit-o înainte să o amestec cu mascarpone și cu frișcă. I-am pus pastă de vanilie naturală și acum trebuie să o mixăm un pic ca să o omogenizăm. Este cea mai simplă și cea mai gustoasă cremă și, mai important de atât, poate fi folosită la atât de multe prăjituri. Hai, Andreea, încerci? E rândul meu. Da, hai să te văd. Să vedem cât de îndemânatică sunt. Ești. Zici? Da, sunt sigură. Cu îndemânarea curcăm, dar cu tendințele avem de învățat. La prăjituri e ca la haine, sunt la modă în funcție de sezon. Având în vedere faptul că vine primăvara și vara, deci o să avem fructe la dispoziție, nu? Și la discreție. Evident că o să merg cu propunerea pentru deserturile cu fructe. Am o propunere pentru o înghețată rapidă, care se face în mai puțin de 5 minute. Am o propunere de o cremă de mascarpone amestecat cu un sos de fructe. Evident că tartele, plăcintele cu zmeură, cu... noi facem, de exemplu, strudel cu zmeură. Sau controversatul desert cu bezea și fructe, cum care pavlova, prăjitura gătită pentru prima dată în Australia și botezată după balerina de origine rusă Anna Pavlova. Alina, pavlova este acum unul din deserturile la modă, dacă putem spune așa. Trebuie să știm și cum să-l facem, practic. Reușim să-l facem sau nu reușim să-l facem acasă? Reușim să-l facem acasă dacă spunem un mic secret. Nu este vorba la bezea nici de cât de curat este vasul, nici de cât gălbenuș sau albuș pui, ci este foarte importantă proporția între zahăr și albuș ca să-ți iasă bezeaua. Dacă știi această proporție, bezeaua va ieși cu siguranță. Care este cantitatea? Dacă punem 100 de grame de albuș, va trebui să punem 175 de grame de zahăr. Da. Cât o ținem la cuptor? Eu personal o țin o oră și jumătate la cuptor, la 110 grade bezeaua. Întotdeauna bezeaua trebuie coaptă la temperatură foarte mică pentru că ea trebuie să se usuce, ea nu trebuie să se coacă. În 2019, în trend, sunt și donut barurile, pe românește, barurile de gogoși. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung să stau să fac foarte multe gogoși. Și după gogoși, locul 2 este deținut de merinmes, de acel desert cu bezea. Și locul 3, evident, tortul cu ciocolată și cu bezea din nucă și ciocolată. Și dacă tot vorbeam de gogoși, o să facem gogoși glazurate. Eu aici am pregătit două glazuri din ciocolată, ciocolată albă și ciocolată cu lapte. Și vom avea tot felul de toppinguri. Ce avem aici? Biscuiți? Biscuiți, nucă și microfulgi de ciocolată. Avem, este foarte simplu, avem gogoșile clasice, da. Le înmuiem în glazura de ciocolată, după care eu, de exemplu, o să aleg biscuiții. De prăjiturit am prăjiturit, acum trebuie să spele cineva și vasele. Pentru Observator, Andreea Gherasim și Doru Ihnatiuc.